Corea de Nord amenință SUA. Kim Jong-un vrea să anuleze întâlnirea cu Donald Trump dacă Washingtonul continuă să facă presiune asupra phenianului. Nu pot reține furia în fața acestei politici americane. Dacă administrația președintelui american ne pune cu spatele la zid și ne cere să renunțăm unilateral la arma nucleară, nu vom mai avea interesul pentru discuții și va trebui să reconsiderăm chestiunea de a ști dacă trebuie să acceptăm summitul viitor dintre Corea de Nord și Statele Unite, a declarat ministrul adjunct de externe. De ceva timp SUA pretinde o denuclearizare irreversibilă și verificabilă până la summitul dintre cei doi președinți. Kim Jong-un a anulat întâlnirea de azi cu omologul său din Corea de Sud din cauza unor exerciții militare pe care SUA le desfășoară împreună cu această țară. Simulările au început vineri și implică aproximativ 23.700 de soldați americani și 300.000 de militari sud-coreeni. Statele Unite și Corea de Sud susțin că exercițiile au un scop defensiv. Cu toate acestea, liderul de la Phenian a declarat că americanii vor să împiedice dezvoltarea politică a peninsulei Coreea. Summitul dintre Kim Jong-un și Donald Trump ar trebui să aibă loc în 12 iunie în Singapore. La rândul ei, SUA a anunțat că nu renunță la pregătirile pentru întâlnirea dintre Donald Trump și Kim Jong-un. Casa Albă susține că informațiile apărute recent în presa internațională sunt doar un zvon. Nu am auzit nimic din partea guvernului american sau a guvernului sud-corean care să indice că nu vom putea continua aceste exerciții sau planurile privind întrevederea președintelui Donald Trump cu Kim Jong-un. Să nu ne agităm, informația abia a apărut. Trebuie să o verificăm și să obținem informații suplimentare, dar noi ne continuăm planificarea pentru summitul de luna viitoare, a declarat secretarul de presă al Departamentului de Stat. Un alt oficial de la Washington a transmis că Donald Trump a fost prins cu garda jos când au apărut informațiile că summitul ar putea să fie suspendat. Potrivit CNN, președintele american le-a cerut mai multor oficiali de la Casa Albă să se reunească de urgență pentru discuții. George Soros a făcut un anunț bombă. Miliardarul își închide fundația din Ungaria. Omul de afaceri susține că a fost persecutat de premierul Viktor Orban. Guvernul Ungariei a denigrat și denaturat activitatea noastră și a luat măsuri de represiune la adresa societății civile în scop politic, folosind tactici fără precedent în istoria Uniunii Europene. Am decis să transferăm operațiunile din Budapesta în Berlin, pe fondul restricțiilor crescândă pe care guvernul maghiar se pregătește să le impună asupra organizațiilor neguvernamentale prin ceea ce a fost denumit legile Stop Soros, a transmis miliardarul printr-un comunicat de presă. George Soros a subliniat că angajații săi au lucrat într-un mediu ostil. Concret, în ultimii doi ani, guvernul maghiar ar fi cheltuit peste 100 de milioane de euro pentru a răspândi minciuni despre fundație și parteneriei. Mai mult, prin așa numita lege anti-Soros, executivul impune restricții și altor fundații care susțin migrația. În urmă cu ceva timp, Viktor Orban a declarat că George Soros este dușmanul numărul 1 al Ungariei. Premierul l-a acuzat pe omul de afaceri că se amestecă în treburile interne ale țării și că vrea să aducă 1 milion de imigranți în Europa. Fundația pentru o societate deschisă desfășoară activități în peste 100 de țări din lume și a fost sponsorizată de George Soros cu peste 27 de miliarde de euro. George Soros, în vârstă de 87 de ani, este economist, activist politic și filantrop. Omul de afaceri se află în topul celor mai bogați oameni ai planetei, cu o avere evaluată la 24,9 miliarde de dolari. Miliardarul trăiește în SUA, dar este originar din Ungaria. Proteste la Google și demisii în masă. Angajații sunt nemulțumiți de implicarea companiei într-un proiect militar. Din motive etice, aproximativ 12 oameni au renunțat la posturile lor și alți 4.000 au semnat recent o petiție. Considerăm că Google nu ar trebui să participe la comerțul de război. Prin urmare, cerem ca proiectul Maven să fie anulat și Google să redacteze, să facă publică și să implementeze o politică clară care să spună că Google sau subcontractanții săi nu vor construi niciodată tehnologie de război, au scris în cerere angajații. Totodată, în petiție se mai arată că inteligența artificială nu are ce căuta în acțiuni militare. Proiectul lansat recent de Google urmărește să îmbunătățească capturile făcute de dronele militare. Concret, gigantul tech ar urma să clasifice automat imaginile cu oameni și cele cu obiecte. Prin urmare, soldații își vor putea identifica mai bine țintele. Armata americană, la fel ca alte țări, folosește drone pentru misiuni de recunoaștere, de informare sau pentru a lansa bombardamente. Fundația Frontierelor Electronice, care protejează libertatea de expresie pe internet, și Comitetul Internațional pentru Controlul Armelor susțin petiția angajaților Google. Un al doilea stat și-a mutat ambasada la Ierusalim. Guatemala și-a inaugurat azi instituția diplomatică. Nu este o coincidență faptul că Guatemala este printre primele state care își deschid ambasada la Ierusalim. Mereu au fost printre primii, este a doua țară care a recunoscut Israelul, a declarat premierul israelian în cadrul ceremoniei. La eveniment a participat și președintele Guatemalei, Jimmy Morales. În urmă cu două zile, SUA și-a relocat ambasada de la Tel Aviv în Orașul Sfânt, iar Guatemala a fost printre puținele țări care au susținut decizia președintelui american.